Bună dimineața! Știai că există o rugăciune care se numește Nu știu? Eu o găsesc extrem de profundă. Te retragi undeva, într-un loc în care să fie numai inima ta și Dumnezeu, te așezi și spui doar atât. Nu știu. Adică faci o mică pauză și continui. Nu știu cum să merg mai departe. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu de ce se întâmplă tot ce se întâmplă. Nu știu ce să fac cu atâtea griji. Nu știu cum să-mi ușurez povara. Nu știu cum să fac față acestei situații. Vezi? Sunt foarte multe. Nu știu pe care poți să le acoperi. Și după ce termin, îți deschizi palmele și privești la acel mărunt și prăfuit bob de credință pe care l-ai, te ridici și spui, dar Doamne, Tu știi. Și lași cuvântul ăsta acolo să prindă aripi și să zboare. Dumnezeu are o slăbiciune pentru păsările cerului, dar rugăciunile smerite le iubește ca pe lumina ochilor, fiindcă astea îi fac văzduhul mai frumos decât orice stol de rândunele. Tu nu știi încă, dar El știe. Te știe. Ioan Bădiliță.